comercializează produse pe OLX sau Ocazii sau alte platforme asemănătoare, după cum arată un proiect de ordonanță de urgență aflat în dezbatere publică. Ora 12:03, știrile se opresc aici, suntem în compania lui Alex Grecu și continuăm weekendul cu prietenii care presupune cea mai bună muzică de ieri și de azi. Iorgu, mulțumim frumos pentru știri, vom asculta! Cântăm alături de Luis Fonsi și Demi Lovato, dar și alături de Smiley Twinkle. O altă doză de energie bună o vom lua de la Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Și tot în același spirit îți propun să începem și ora 12, dar de data aceasta alături de Boyzone vom asculta Picture of You de Sad. Accidente s-au produs din cauza utilizării necorespunzătoare a acestor mijloace eco de locomoție. De asemenea, echiparea trotinetelor